Bună ziua, doamna Ioana Constantin, secretar de stat la Ministerul Muncii. Este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Am început anul în forță, premierul Ludovic Orban și-a asumat răspunderea pe legea primarilor în două tururi, fapt care a generat o reacție acidă din partea PSD-ului, depun moțiune de cenzură. Ce șanse are să treacă această moțiune de cenzură? Foarte mici, foarte mici. Dar ei se laudă că e... Sigur, este dreptul lor să depună această moțiune de cenzură și să încerce să găsească voturile necesare, că până la urmă, atunci când depui o moțiune de cenzură, trebuie să găsești și voturile necesare. Însă era de așteptat această decizie a PSD-ului de a depune moțiune și reacția cu privire la două tururi de scrutin, pentru că știți foarte bine de-a lungul timpului, au spus foarte clar public și cei de la PSD și cei de la UDMR că sunt total împotriva revenirii la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. De altfel, nu am fi ajuns la soluția angajării răspunderii guvernului dacă în Parlamentul României ar fi existat voință politică pentru a vota o astfel de lege. Vă reamintesc că Partidul Mișcarea Populară are cel mai avansat proiect în Parlamentul României, care trebuie doar pus pe ordinea de zi la Camera Deputaților și votat. Practic, noi cei de la PMP de 2 ani de zile ne luptăm cu acest proiect, mai bine de 2 ani, cred, în Parlamentul României și nu reușim sub nicio formă să găsim această voință politică majoritate. Păi nu e mai simplu așa? Adică dacă există deja un proiect pe care se așteaptă un vot, de ce nu? Da. Și de ce mergem la pe asumarea răspunderii? Pentru că nu a existat voință politică în Parlamentul României și mă refer aici în primul rând la PSD-UDMR, pentru că ei au pus rezistență în mod categoric în ceea ce privește alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Vedeți, până la urmă, armatele acestea de primari din teritoriu, eu îi numesc primarii fără voturi, care strâng voturi, sunt cei care, prin baronii locali de la județe, da, bat cu pumnul în masă și dictează poate pentru unii dintre parlamentari, și atunci PSD-ul se cunoaște faptul că are un număr foarte mare de primari și nu ar fi avantajați de două tururi de scrutin. Însă nu încheie aceasta a unui partid sau altuia avantajat, trebuie să privim revenirea la două tururi de scrutin, ci încheia legitimității primarilor și sănătății democrației, pentru că eu am două, trei exemple foarte clare cu privire la numărul de voturi. Uitați, la Craiova, primarul în funcție a obținut 7,4% sau 7,7%. Are circa 19.000 de voturi dintr-un total de 255.000 de persoane cu drept de vot, municipiu, reședință de județ Craiova, da? La Galați, același lucru, primarul în funcție a obținut vreo 23.000 de voturi din 260 ceva de mii de voturi. Aici, la București, în capitală, iarăși un procent foarte scăzut și un număr mic de voturi. Pe o analiză, pe date oficiale ale autorității electorale permanente, mulți dintre primarii celor mai importante municipii și orașe din România au obținut cel mai mic număr de voturi din 1996 până în prezent. Și nu doar asta, este și o prezență foarte mică la vot. Deci, practic, alegerile într-un tur nu încurajează prezența la vot. Noi am pornit de la aceste argumente solide atunci când am făcut proiectul Partidului Mișcarea Populară. Noi am avut inclusiv în 2018, deci uitați-vă, 2 ani în urmă am demarat o campanie pentru revenirea la legea primarilor în două tururi de scrutin, am strâns 1.000.000 de semnături, le avem, le-am depus, nu a existat voință politică și acum suntem în situația în care cu câteva luni înainte de alegeri, guvernul a avut practic, a fost obligat să își asume, să-și angajeze această răspundere și cu toate acestea, uitați-vă câtă rezistență există în continuare în Parlament. Moțiune, amenințări că merg la CCR și contestă această angajare de răspundere. Deci, practic, PSD se opune în totalitate, la fel și UDMR. Dar am văzut că guvernul Ludovic Orban folosește această cale de asumare a răspunderii. Nu creează ea un precedent periculos? Problema principală este că nu avem în Parlamentul României partener de dialog în ceea ce înseamnă parlamentarii de la PSD, iată UDMR pe această speță, poate și de la alte partide pe diverse proiecte. În momentul în care nu există o majoritate clară, pentru că voturile zboară așa prin Parlamentul României, guvernul practic nu poate să-și desfășoare cum trebuie activitatea. Și din acest motiv ajungem la... Deci asta ar fi singura cale. Nu prea ai cum altfel. Luând strict acest caz cu două tururi de scrutin.
dacă nu a existat voință politică în Parlamentul României, nu a existat nicio altă cale, atunci guvernul a fost obligat cumva să-și angajeze răspunderea, pentru că trebuie să privim și încheia, aș spune pozitivă, da, presiunii publice, pentru că cetățenii își doresc revenirea la două tururi de scrutin. Asta reiese și din sondaje care au fost făcute de-a lungul timpului. Și așa, dacă mergem și discutăm pe stradă, românii spun, da, păi ce primari sunt ăștia cu 7%, cu 10%, cu 15% și uitați-vă cât de incompetenți sunt. Se pune problema, într-adevăr, de legitimitate. Exact, de legitimitate. Nu că ar fi vreo problemă, nu știu, de ilegalitate sau nu, ci pur și simplu de legitimitate. Tu nu poți să fii primarul unui municipiu reședință de județ cu 7%. Sigur, poți să fii, da, e chestiune de legitimitate în fața cetățenilor, în fața comunității. Și lipsa prezenței la vot încurajează alegerea unor astfel de primari. Și vă așteptați să fie prezența mai mare la alegerile locale dacă sunt alegeri în două tururi? Cu siguranță. Cu siguranță se va întâmpla asta. Păi se vede pe cifre. Dacă, uitându-ne în urmă, până la începutul anilor 90, există o scădere a prezenței la vot atunci când avem un tur de scrutin, este limpede că este încurajată prezența la vot. Și știți de ce e poate mai mică prezența la vot atunci când e un singur tur? Oamenii spun, a, păi jocurile sunt deja făcute. Cumva ei zic, ok, e unul care are mai multe șanse, cum a fost în București, dar eu zic, ok, va câștiga Gabriela Firea, nici nu mai are rost să mă duc să votez. Deci sunt descurajați. Sunt descurajați, nu mai există nici dezbatere publică. Ați observat la ultimele alegeri în 2016, practic nu a existat dezbatere publică pe proiecte pentru comunități, nu doar la București, nici în marile orașe. N-au mai venit candidații la dezbateri. Bine, asta s-a întâmplat și la prezidențiale. Dar uite, iată, ăsta este, aici este o problemă, dacă vreți, vorbim de precedente periculoase. Astea că nu mai vin candidații să dezbată, să discute, campania electorală s-a mutat în precampanie și practic de multe ori cetățenii nici nu știu că au alegeri. Nici nu știu ce se votează, când se votează. Deci asta a fost o problemă foarte mare la nivelul legislației, mutarea campaniei electorale în precampanie, lipsa dezbaterilor și la locale și la prezidențiale. La europarlamentare au mai existat momente de dezbatere și probabil că și la parlamentare vor mai fi, fiind mulți candidați, ei cumva se întâlnesc măcar în platourile de televiziune, dar acele dezbateri clasice, cum sunt ele sănătoase în orice democrație, nu au mai existat în ultimii ani în România. Să sperăm că vom vedea anul acesta, că avem un an în care vom avea două serii de alegeri foarte importante. Da. Vom avea și parlamentarele și localele. Da. Dar moțiunea de cenzură, practic, ar fi un prim pas spre alegeri anticipate. Ar fi un ajutor dat spre alegeri anticipate? În teorie, așa s-ar deschide calea pentru anticipate, nu cu o moțiune de cenzură, care dacă trece ar putea deschide, da, calea spre anticipate. Însă știți că noi am spus mereu, Partidul Mișcarea Populară, că nu vedem foarte clar cum ajungem la anticipate. Practic, pașii, etapele concrete, fiindcă, ok, trece această moțiune de cenzură, dar până ajungi la anticipate, mai trebuie să mai vii cu două nominalizări, conform Constituției mai sunt 60 de zile după aceea, adică nu vedem foarte clar cum ajungem la anticipate. Plus că va fi o perioadă de criză politică. Se poate contura o perioadă, da, de instabilitate. Și mai mult decât atât, ea poate, la rândul ei, această perioadă de instabilitate, da, să tragă și o instabilitate economică. Deputații au votat marți pentru eliminarea pensiilor speciale. În alta curte, practic, a anunțat că sesizează CCR-ului. Există acuzații că ar fi un joc de imagine toată această nebunie cu eliminarea pensiilor speciale și că nu va duce nicăieri. Cum vedeți dumneavoastră toată situația asta? Da, pensiile speciale sunt o problemă văzută și de cetățeni, sunt o problemă și la nivelul impactului bugetar și dacă privim încheia contributivității, principiului contributivității, n-au nicio legătură aceste pensii speciale. Acum, a existat și foarte multă manipulare în spațiul public, pentru că nu sunt toate chiar pensii speciale, există pensii de serviciu, da, cum sunt cele pentru magistrați, personalul, nu știu, din asociat sau personalul, funcționarii parlamentari, acelea pensii de serviciu, de exemplu, da. Bun, uitându-ne la acest proiect de lege,
La bază, intenție bună. A ajuns în comisie unde PSD-ul s-a ocupat, l-a făcut franjuri, au mers cu tăvălugul și au zis eliminăm tot, inclusiv indemnizațiile, de exemplu, pentru sportivii de performanță, pentru artiști. Astea au fost rezolvate ulterior la plen, când s-a dat votul final. Dar acest mod de a lucra așa cu tăvălugul, efectiv, a fost doar așa un joc de imagine din partea PSD-ului. Care au și votat un proiect au pe care și votat, da, au și votat. Acum, legat de aceste pensii speciale, dorința de eliminare a lor a pornit de la un fapt foarte clar. Există în România pensii de 700 de lei, există pensia medie de aproape 1300 de lei, 1296, și există pensii speciale de 70.000 de lei. Un fost director de penitenciar are o pensie de 70.000 de lei. Există discrepanțe foarte mari la nivelul raportului salariu-pensie. Am ajuns la situația în care avem pensii ale acestor categorii speciale, așa cum sunt ele numite, deși nu le-aș încadra neapărat, de 16 ori, de 20 de ori, de 30 de ori mai mari decât salariul. Deci există niște, raportul este foarte mare între pensie și salariu și apoi raportul între pensiile oamenilor simpli care culmea au muncit și au contribuit de-a lungul vieții și cei care primesc aceste pensii speciale, din nou este foarte mare. Iată, aveam acest exemplu de la pensia medie de 1300 la o pensie de 70.000 de lei. E, acum, problema se pune în felul următor. Această lege, cu siguranță, ea va ajunge la Curtea Constituțională și există o întrebare pe legitimă în spațiu public, ce se întâmplă cu pensiile în plată. Și așa cum există trendul de-a lungul timpului în ceea ce privește deciziile CCR, CCR probabil va spune că acelea nu pot fi eliminate, pensiile care sunt în plată, că nu funcționează principiul acesta al retroactivității. Deci, practic, ce s-a făcut ce se plată, lasă așa. Ce e în plată, teoretic, rămâne. Acum, trebuie văzut ce va spune curtea, dar premizele sunt, curtea va spune că ce e în plată nu se poate tăia. Însă, de-a lungul anilor, au fost încurajate aceste pensii speciale și categorii speciale tot de către clasa politică. Și eliminarea lor, iată, devine un proces foarte greu pentru că ajungi în situația în care, uite, ție-s grefierii să protesteze, magistrații să protesteze. Se poate bloca chiar sistemul păi de justiție. Se blochează activitatea, exact. Da? Se blochează activitatea. Lucrurile trebuiau făcute mult mai atent și rămânând loial principiului contributivității, că în final, dacă nu reușești nici să le elimini, dar ai urcat pe pereți toate categoriile, iarăși nu este în regulă. Însă principiul la bază și intenția au fost bune, a fost măcelărit proiectul în comisie și apoi vedeți că a ieșit cu proteste și ce cu blocarea activității. Ce vă așteptați să spună CCR-ul? Să întoarcă practic legea în Parlament? Nu, eu mă aștept să spună CCR-ul că pensiile care sunt în plată nu se pot elimina. Dar nu facem o diferență prea mare între cei care, deși au avut, au muncit la fel, au obținut până acum pensie și n-ar mai putea obține de acum încolo. Ce facem? E o diferență prea mare între cei care au muncit la fel, doar da, că unii au primit pensie până acum și alții nu vor mai primi. De pensie vor primi, dar pensie nu, specială. Da, vorbim de pensie specială, dar deocamdată trebuie să așteptăm să trecem de CCR, adică nu putem să discutăm încă acest aspect. Da, e adevărat că este o discrepanță foarte mare, dar în mod normal nu ar trebui să existe aceste pensii de 40.000 de lei, de 50.000 de lei, nici măcar cele de 30.000 de lei n-ar trebui să existe. Pensiile ar trebui să fie conform principiului contributivității. Până la urmă, cel mai corect proiect care a existat în Parlament a fost cel al PMP, care spunea următorul lucru. Singurii care beneficiază de pensii speciale sunt veteranii de război, invalizii de război, văduvele veteranilor de război. Și acolo să știți că sunt indemnizații, nu sunt numite pensii speciale. Iar acele indemnizații până acum 2-3 ani erau rușinoase, de tipul 400 de lei, 500, 600, 700 de lei. Adică gândiți-vă, un om veteran de război, da? Sau invalid de război, lua 700 de lei indemnizație sau 400 de lei în unele cazuri. Și aveai specialii aceștia care luau 700 de milioane vechi, da? 70.000 de lei. Vă dați seama că aici este o problemă la nivelul societății, la nivelul reperelor morale. Să ai oameni care merg în teatrele de operațiuni și care au pensii mai mici decât niște domni și doamne mai care mici, au stat prin birouri. Mici. Da, mai mici, înțelegeți, o da, o diferență de 100 de ori. De la cer la pământ, da? Exact.
Aici e o chestiune de reper moral, dacă vreți, în societate și de sănătatea societății. Nu ai cum un fost director de penitenciar să ia 70.000 de lei pensie și cineva care a fost în război să ia o indemnizație de 400 de lei. Deci cineva care și-a sacrificat viața. Noi în cheia asta trebuie să privim, la fel cum și în zona militarilor trebuie să existe o diferență extrem de clară, principială, între cei care merg pe în teatrele de operațiuni și cei care stau în birouri. Nu poți să compare aceste lucruri. Dacă vrem să însănătoșim societatea și sistemul de pensii, care nu va putea la nesfârșit, că eu îi văd că sunt foarte revoltați că aceste pensii speciale, cum să li se taie lor? Ok, dar cine credem noi că poate să plătească peste 10 ani, peste 20 de ani, asemenea pensii uriașe în contextul în care țara asta se depopulează, în contextul în care avem foarte mari probleme și pe zona de natalitate, și în contextul în care vedem ce probleme economice există, pentru că aceste împrumuturi despre care discută toată lumea zilnic spune, uite că și guvernul acesta se împrumută. Păi sigur că se împrumută după ce tu, guvernare PSD, de 3 ori, dată jos, urcată, și-au dat singur jos guvernul, dat de 3 ori, și au împrumutat țara asta cu scadență în 2049 la niște dobânzi mai mari decât Grecia. E normal că și astăzi trebuie să ne împrumutăm, că da, așa au mers 3 ani de zile. Nu mai spun că au făcut o mulțime de legi fără să indice surse de finanțare, au făcut tot felul de măriri fără să se uite la impactul bugetar, fără să explice de unde vin banii. Pentru că numărul celor care contribuie, nu, să știți că nu crește așa de la o zi la alta de 1000 de ori ca să putem acoperi impactul bugetar pe tot felul de idei pe care le are PSD-ul. Oamenii ăștia au guvernat irresponsabil și acum tot ei sunt supărați că de ce ne împrumutăm. Păi dacă voi v-ați împrumutat oricum 4 ani de zile, uitați-vă la dobânzi. Păi noi avem dobânzi de 3 ori mai mari decât vecinii noștri, bulgari sau Ungaria, dobânzi aproape duble față de Grecia. Care sunt în creștere, din păcate. Da, da. Asta e realitatea. O consecință a unui mod de a guverna irresponsabil, populist, cu măriri din pix, fără să se uite la impact bugetar, la surse de finanțare și la cât poate țara asta să colecteze și oamenii care muncesc să contribuie. Sunteți, cum spuneam și în prezentare, secretar de stat la Ministerul Muncii. Cum arată lucrurile acolo, ce ați găsit la minister după o guvernare PSD? Bun, în primul rând aș despărți un pic apele, așa că sunt oameni buni în sistem care lucrează de 15-20 de ani și sunt profesioniști, dar am găsit instituții care s-au gripat la un moment dat. Din ce cauză? Digitalizarea nu există, se lucrează, nu știu, în Excel-uri în loc să comunice între ele instituțiile prin baze de date legate, interconectate, acest lucru nu există. Digitalizarea deci este la pământ, probleme pe fonduri europene, proiecte blocate, lipsă de interes pentru deblocarea lor la nivel politic. Eu cred că dacă nu atragem fondurile europene, să știți că este foarte greu să faci investiții. Iar pe zona aceasta a pieței forței de muncă, din păcate, instituția care ar fi trebuit să fie facilitator și, dacă vreți, mediator pe zona aceasta, nu funcționează. Și mă refer aici la ANOFM și există acum un proces de reformare substanțial la nivelul ANOFM-ului. Avem un președinte nou acum care e foarte implicat și se ocupă de zona aceasta de reformare. Dacă vezi, dacă se poate reforma acest ANOFM, care e serviciu public până la urmă pentru ocuparea forței de muncă. Cum spuneam, suntem într-un an electoral, vom avea două tipuri de alegeri extrem de importante, vom avea alegeri parlamentare și vom avea și alegeri locale. Acum vom vedea dacă vor fi într-un singur tur sau vor fi în două tururi. Cum se pregătește Partidul Mișcarea Populară pentru acest an electoral? Cum arată strategia la momentul acesta? V-ați stabilit candidații pentru primării? Se fac sondaje? Cum stau lucrurile? Avem deja peste 2500 de candidați la nivel național. Deja stabiliți și colegii din teritoriu au transmis către București centralizările. Încă mai avem de stabilit candidați la nivel național. Să știți că noi ne propunem un obiectiv îndrăzneț, peste 10% procent la aceste alegeri locale și nu credem că este imposibil. Suntem totuși un partid care a confirmat și reconfirmat de 2 ori în 2019 la 2 teste electorale importante că avem un electorat în creștere, un electorat stabil, dacă vreți. Am avut în această lună ianuarie o mulțime de întâlniri în teritoriu, întâlniri regionale pe fiecare regiune a țării cu colegii noștri
noștri din județele respective, în care am discutat despre candidați, despre strategia pentru alegerile locale și lucrurile sunt în direcția aceasta. Suntem pregătiți să candidăm și într-un tur și în două tururi. Ne dorim foarte mult să fie alegeri în două tururi de scrutin, pentru toate motivele pe care vi le-am spus anterior. Dar colegii noștri în teritoriu sunt pregătiți pentru oricare dintre variante. La București cum stau lucrurile? La București încă gândim lucrurile, pentru că aici, într-adevăr, să știți că la București depinde dacă sunt alegeri într-un tur sau în două tururi. Ne uităm și noi să vedem ce fac și ceilalți competitori electorali. Din păcate, dacă alegerile rămân într-un singur tur de scrutin la București, ideal ar fi fost să găsim o cale, să ne așezăm la masă, să existe un candidat unic la nivelul forțelor anti-PSD. Însă vedem, eu personal văd multe orgolii la nivelul capitalei, foarte mulți oameni care își imaginează că pot candida, că pot câștiga primăria, sigur, orice se poate. Dar important este dacă cineva își dorește la nivel... Vă referiți la Nicuș Ordan, că el am văzut Nicuș mai... Nicuș Ordan se luptă de foarte mult timp pentru București și pentru această candidatură. Cred că, în primul rând, în alianța USR Plus trebuie tranșate lucrurile. Știți, lumea ne întreabă pe noi de ce nu există un candidat unic și noi, în primul rând, întrebăm, da, în alianța USR Plus au stabilit cine este candidatul lor, că acolo ar trebui întâi tranșate lucrurile, ca apoi să discutăm. Eu văd la momentul ăsta că și Vlad Voiculescu și Nicuș Ordan au în paralel conferințe de presă, țin tot felul de anunțuri, prezintă practic programe. Practic se bat între ei la momentul acesta. Da, asta a fost mereu problema în București, că foarte multă lume cu bune intenții, toată lumea își imaginează că poate candida, că poate câștiga și uite cum a ajuns capitala asta. Eu sunt foarte supărată că e foarte multă mizerie, că calitatea vieții este din ce în ce mai proastă la nivelul Bucureștiului și la polul opus văd că se ceartă între ei niște Dar oameni. Dar PMP este deschis pentru un candidat comun noi am la spus, primăria capitalei? Noi am spus de la bun început că vedem și această variantă și că suntem deschiși să ne așezăm la masă să discutăm, sigur. Paleologul este, domnul Teodor Paleologul, este candidat luat în considerare pentru primăria capitalei? Eu zic că este o variantă care trebuie luată în considerare nu atât de noi, cât de competitorii electorali. Teodor Paleologul este un intelectual cu o bună reputație, cu o bună imagine și ați văzut la alegerile prezidențiale că a reușit să facă o campanie foarte bună la nivel național. O campanie foarte bună în contextul în care aveam un președinte în funcție care candida, aveam premierul, mă rog, în funcție care candida la un concurs de stand-up și aveam candidatul Barna, am avut o mulțime de candidați puternici. Și Teodor Paleologu a reușit un scor bun la nivel național și o campanie foarte bună la nivel național. Este apreciat deci de bucureșteni. Deci ar putea fi candidatul PMP la primăria capitalei? Este o variantă. Se fac sondaje orice, pentru... Evident că și noi avem în vedere orice este posibil. Dar cel mai important este să vedem, pentru București este într-adevăr foarte important, să vedem dacă alegerile vor fi într-un tur sau în două tururi. Eu vă spun un lucru, și la București, și în țară, nu doar în marile orașe, ci și în teritoriu, pur și simplu în județe, Partidul Mișcarea Populară are candidați foarte buni, care pot intra oricând în bătălie și pot obține scoruri foarte bune. Nu, dacă aș fi de partea cealaltă, da, cum sunt ceilalți competitori electorali, nu aș subestima forța Partidului Mișcarea Populară și a structurilor pe care le are Partidul Mișcarea Populară. Deci suntem pregătiți pentru orice bătălie electorală și pentru orice candidatură. Însă să știți că suntem în același timp maturi și înțelepți și vrem ce e mai bine pentru comunități. Referindu-mă la București aici. Doamna Ioana Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă așteptăm cu mare dragă alături de noi.